În episodul de astăzi o să-l punem pe Sam să intre în cea mai bine păzită casă din Minecraft. Ați auzit bine, băieți și fete, dar ca de obicei, înainte ca acest episod să înceapă, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați pe butonajul de like, de subscribe și de clopoțel, pentru că ne ajută foarte mult să punem canalul ăsta înapoi pe picioare. Sam va trebui să se strecoare în această casă, dar înainte de toate va trebui să găsească leverul ascuns în unul dintre aceste chesturi pentru a putea deschide ușa. El va trebui să găsească cele 3 diamante ascunse în chesturile de din această casă foarte bine păzită și după aceea va trebui să facă niște parcur și să vină să găsească netherstall-ul pentru a câștiga acest challenge. Dar nu uitați like, share, subscribe, vă pupă! Sam, deci dacă te uiți încolo... Ce vezi încolo? Colo nimic. Nimic, e un deșert mare. Da, așa, dacă da, te uiți da. Aici. Da, da, am văzut deja casa asta, e superbă. Nu te apropia. Deci știi ce ai de făcut, Sam, nu? Sau? Eu știu, dar aș vrea să explici aici pentru toată lumea ca să știm ce facem astăzi. Deci, astăzi o să trebuiască să intri în cea mai bine păzită casă din Minecraft. Sincer, ești pregătit? Asta, la cum arată casa... Opa, asta este, cred că am văzut un pic de sus. Lasă că e bine că ai văzut de sus, că nu, eu, la mine, deci, hai să zic o chestie. Când trebuie să intri în casa mea, deci ca să înțelegeți și voi, fraților, cum stă treaba, prima dată Sam o să, deci eu am construit casa asta și Sam va trebui să găsească cele 3 diamante ascunse în chesturi și să, să ia netherstar-ul, netherstar-ul e ăla, nu? Da, netherstar. Netherstar-ul de acolo din obsidian. Este mai mult o casă puzzle, dar o să întâmpin tot felul de probleme să intru pe aici, să știi. Și pare foarte ușor să intru în casă, sincer. Acum, în momentul ăsta, cum zici tu. Regulă, stai puțin, regulă. Zi. Deci, cum intri tu în casă, momentan? Pe ușă, nu? Păi că n-am ușă și... Dar bine, stai un pic, nu trebuie să iau kit înainte. Ba, păi stai mă că ajungeam și acolo mi-ai tu înainte. Știți deci cum stă treaba, 10.000 de like-uri la mine, 20.000 la Sam, da? Da, mai pe scurt, Asi a construit o casă în care eu o să trebuiască să intru și să găsesc cele 3 diamante pe care le-a ascuns el și netherstar-ul. Exact. Și eu am construit tot așa o casă în partea asta unde Asi o să trebuiască să intre și să găsească doar netherstar-ul, că eu nu i-am pus diamante. Deci, cam aia e, Asi trebuie să găsesc numai... Trebuie să găsești numai netherstar. Uite, aici ți-am pregătit un kit. Asta e kitul meu. Da. Mamă, mi-ai dat mere. Bă, o să-mi dau game rule keep inventory, nu? Că da, game ca să nu pierd keep inventory. Itemele. Și fii atent. Genul ăsta. Deci mamă, ai 3 vieți, Efectiv, de ce mi-ai dat rută în flash, că nu înțeleg? Lasă să fie scutul, acolo. Sincer, nu prea folosesc scut pe Minecraft, deci nu știu cât de mult. Lasă să fie, e fain la design. Apreciez că mi-ai dat 10 mere, eu ți-am dat numai 5, deci... Băi, aruncă 5 din ele. Mulțumesc. Aruncă 5 din ele. Să... Bine, mă, hai, uite, n-a să fie pe... Ai 5, da? Da? Da, da. Ok, hai să te văd. Eu nu ți-am dat scut, oricum. În fine, bun, hai să vedem oameni buni, care-i faza cu această casă, bineînțeles, dacă vă plac clipurile de genul ăsta, nu uitați să lăsați acolo un like. Lasă-mă mă, e prea, efectiv stăm de da, două ore. Da, să înțelegeți, două ore am stat să facem casele astea, dacă vă vine să credeți. Deci am stat două ore, bă, ne ajunge clipul ăsta la vreo 5 ore, cu tot cu edit, cu tot cu thumbnail, cu tot cu astea. Da, astea. În fine, bun, hai să vedem cum intrăm în casa lui Asi. Deci văd că ai pus aici... uși de fier, avem un chest, încă un chest, nimic momentan în chesturile astea. Ai 3 vieți, nu uita. Astea. Da, am 3 vieți, ok. Bun, deci eu trebuie să fac rost cumva de un buton sau ceva ca să deschid ușa. Sunt două levere, trebuie să le găsești. Sunt amândouă în același chest. Amândouă sunt în același chest. Am voie să sparg ăsta, cum îi zice, cactusul? Da, ai voie, dar doar ăstea care sunt puse la colț. Ai voie să spargi unul. Never mind, lasă așa. Bun. Bun, nimic până acum. Mamă, dar văd ce chesturi ai pus aici, poate mă trezesc după aia cu un TNT sau ceva. Opa, ok, am găsit astea două astea, mulțumesc. Ai găsit, ok. Deci acum pot să mă întorc liniștit și pot să intru practic deja în casă, deci am deja ajung în casă. Hai să vedem, oameni buni. Ok, văd că aici astea mi-a pregătit o capcană deja cu lavă. Numai că e foarte ușor de trecut de această capcană, pentru că pot să trec chiar plejer din câte vezi. Băi, nici nu mă chinui astea. Nu știu ce ar trebui să urmeze. Mamă, deci față de... ok, am reușit să trec. Bă, am crezut că o să mă blochez să... acolo. Și eu chiar am crezut că o să te blochezi. Ok, și acum trebuie să găsesc...
aici văd că nu e niciun diamant. Mamă, ce ai făcut acolo? Stai să verificăm. Mi-ai lăsat? Da, astea lasă-le aici. O să ai nevoie deci, de shovel-ul ăla. Deci astea zici tu să nu le iau momentan. Momentan nu. Ok. Hai să lasă-le aici. Avem un crafting. Hai să vedem dacă astea e ascuns pe undeva pe aici, dar văd că nu a ascuns. În partea asta, astea, blocurile astea bănuiesc. Na, n-ai voie să le spargi. Ok, ok. Aia voiam să zic, dacă am voie așa. Aici mai este un chest. N-am voie să sap no, trebuie, jos, nu? N-ai voie să sap jos, trebuie să treci prin cabăr. Dar pot să... Păi da, pot să trec prin el, da. Ok, dar nu pot să văd ce e acolo. Presimt că o să fie o capcană, dar o să risc, efectiv. Dar nici nu pot să-l deschid, nici așa, știi, nu? Nu poți. Of. Nu. A, super, mulțumesc. Astea m-a pus cu porci aici. Mamă, și aici nu mai am ce să fac, sau? Stai că mi-ai dat sabie. Ți-am dat sabie. Uite mă că e un chest aici, fii atent. Ăsta e primul diamant, așa e? Fii atent că e... Deci, îmi pariu că aici porcii. E primul diamant, mă, bine. Wow, bine. Ok. Și acum cum ieși de acolo, prietene? Și acum cum ieși de aici? Bă, am un cactus. Dar nu pot să-l pun, bă, nu merge să pun cactus. Și ce, trebuie să mă omor acum pentru că nu pot să ies de aici? Nu știu, same. Păi, este vreo metodă de a ieși de aici? Nu da, este, am nu? Să spun așa o întrebare. Zi. Nu ți-am lăsat un shovel în chest? Ba da mă, de mi-ai zis să nu le iau atunci, ce fost asta? Nu, ți-am zis să iei shovel-ul. Sau nu ți-am zis? Mam. Da, îmi pare rău, ai pierdut o viață, same. Da, ok, bine. Ai pierdut o viață și poți să-ți dai TP la mine. Da, o să-mi dau TP direct la astea, oameni buni. Ia shovel-ul cu tine. N-ai voie să iei stick-urile încă. Bine. Mamă, trebuia să-mi zici de la început toate regulile, jur. Da, așa. Eu sunt mai altfel. Aici, ok, stai, deci de aici pot să ies, practic, nu? Uite, am găsit al doilea diamant, ase, mulțumesc. Bă, e mai ușor decât credeam. Da, sincer, cred că la video o să fie mult mai complicat pentru tine. Și acum pot să ies de aici. Și mai trebuie să găsesc doar un diamant. Stai să văd, mi-ai lăsat ceva să pot crafta? Da, am două diamante. Nu, trebuie, deci ideea este să craftezi un târnăcop, pentru că dacă te uiți aici, în dreapta, a, și sus... Și tu mi-ai pus trei... Aha, uite, am un parcurs, ok, stai așa un pic, că... Asta mi-a zis dinainte, că el vrea să-mi fac un parcurs, deci trebuia să mă aștept... Nu pot să cred că te-ai prins în cap web-ul ăsta, asta l-am pus ultima dată. Bă, m-am prins-o capul, oricum nu-s bun eu la parcurs, adică mă așteptam la asta. Da, și eu ce să mai zic, că dădeam rage dacă mi-ai fi făcut parcurs. Bă, ți-am făcut și eu... Mamă, frate! Mamă, ce dez... Nu mai pot. Stai așa, stai. Așa, ok. Deci dacă și acum cad... Ai pus un bloc invit? N-ai pus, ok. Nu, eu nu folosesc. Bă, ce prost, îți puteam să pun chestia asta așa. Da, păi de ce aia. Crezi că ți le-am pus acolo? Dar n-am realizat. Bă, ce faci, mă? Nu cad, să știi. Of. Dacă la asta te așteptai... Mamă, stai că aici ai... Ok, bun. Bun, bănuiesc că ar trebui să cobor. Dacă vrei să te dai ca să pot coboră și eu, mersi. Așa, aici... Avem al treilea diamant, deci am făcut rost de toate diamantele acum. Și acum Ase m-a blocat în nisip, doar că mi-ai dat lopata, Ase, totuși, știi? Mi-ai dat lopata, mulțumesc. Ok. Mă, și acum ce faci? O să tot pui blocuri așa să nu mai poți ieși? Aoleu, nu, ce nu să înțeleg? Bă, ai terminat în 8 minute, ai făcut toată harta. În 8 minute? Da. Stai, de fapt, stai că nu ești așa. Gata încă, stai că am uitat, scuze. Deci, trebuie să mai fac acum târnăcopul. Deci acum pot să-mi fac târnăcop, mulțumesc. Apreciez foarte mult. Și eu trebuie să găsesc Nether Star, ok? Da. Care e... E unde e? Nu știu unde e. Pe bune. Zic că... Stai așa un pic. Să mă uit. Așa. Deci... Eu am fost cam peste top aici, nu știu unde ar putea să fie, dar hai să vedem. Deci aici nu cred că e. Eventual oare ar trebui să fac iară parcursul ăsta și să vedem. Mamă, frate, ce-o făcut? Astea le-ai pus acum? Nu. Erau înainte? Nu. Mulțumesc, Ase. Mi-am dat seama că ajungi prea ușor la Nether Star. Hai mă, pe bune, nu vezi Nether Star-ul? Adică nu, locul unde ar putea fi Nether Star-ul. Păi bă, dar știi că nu mai am cum, cred că să fac săritura asta. Ah. Că mi-ai pus alea okay, la cap, gen, nu cred că se mai poate face săritura asta, Ase. Ok, bun, stai așa. Așa, bun. Așa. Bun, bă, ce leg spike am avut, what? Ok. Aha, bun, hai că am înțeles unde ar trebui să fie.
Nether Star-ul, adică e clar că e acolo, e destul de clar. Mamă, deci abia aștept să faci sincer și eu. Că da, eu ți l-am făcut atât de... Mamă. Nu contează. A reușit să mă întorc. Bun, hai să luăm și chestul ăsta. O să spar blocul ăsta de aici de sus. Cred că e mai... Să nu mai pierdem timp. Că mă gândesc că asta i-o pus fix aici. Chestul, mulțumesc. Mulțumesc pentru încă un... Ok, am luat nedostat. A făcut, bă, bine. Gata, mă, da, deci n-am ce să zic, Steve. N-am ce să zic. Am intrat la tine în casă. Am reușit să-ți fur Nether Star-ul. E bine, e bine, mulțumesc. Deci am reușit să completez puzzle-ul. Casa pe care a făcut-o, puzzle-ul pe care l-a făcut Ase. Bun, Ase, acum este momentul să încerci tu această minunăție de casă. Deci, bine, nu știu cât de mult o să-ți placă, dar eu sper să-ți placă. Vin aici. Trebuie să te dai pe survival, bineînțeles. Eu o să-mi șterg acum toate chestiile din inventar. Asta este pe survival. Ăsta este kitul cu care tu trebuie să supraviețuiești. Trebuie să-ți dai, adică ar fi bine să-ți dai dat, inventory. Așa. Și o să-ți dau așa un mic indiciu. Ai niște blocuri invizibile aici. Mi-am și primul bloc pe care trebuie să sari tu este un bloc invizibil. Cred că o să te enerveze. Oooo, ce-o reușit asta? Aaaa, nu pot să cred. Nu pot să cred. Ok, Ase n-a murit, oameni buni, momentan. Ase nu a murit. Și nici nu o să mor că mi-am dat nu golden apple-ul. Mamă, vezi ce faci acolo. Ok, ok, bine, bine, bine. Am voie, nu? Ai voie, bineînțeles, poți să spargi cactus și chestii de genul ăsta. Acum nu știu, să vedem dacă reușește Ase să intre. Ar fi mai bine să te uiți prima dată unde sunt blocurile invizibile puse, da, știi? Să vezi seama. Pe unde îți ca da, să... din câte observ eu, ești un nenorocit, știi, nu? Hai mă, că nu e așa greu. Mi-ai pus și deasupra, bă! Deci nu pot... Stai un pic, ai și... Cred că am greșit ceva, dar ăsta... Mi-ai lăsat deasupra. Un bloc de acolo trebuia scos, îmi pare rău, Ase. Îmi pare rău, dacă vrei, uite, o să-ți mai dau două mere. Nu, stai liniștit, e ok. Am testat săritura asta, se poate. Da, mă, știu că se poate. E logic că se poate, că altfel nu te lăsam same să faci mapa. Nu, nici nu e o săritură grea, sincer. Ok. Ai, omul mi-a făcut labirint. Să intre în casă, oameni buni. Acum, ideea e că ai aici un labirint pe care o să trebuiască, bineînțeles, să îl faci. Și, da, nu știu, alege tu pe unde vrei să mergi. Deci trebuie să găsești Nether Star-ul ăsta. Asta trebuie să faci, trebuie să... Uite mă că nu... Vezi că și pe acolo poate să fie ceva. Chiar dacă am pus cobweb gen... Mamă... Ce ai făcut, Ase? Nu! Oare nu pot să cred. Bă, nu mă așteptam la asta. Capcană. Deci a reușit să intre. Ai putea să-mi dai TP acolo înăuntru? La începutul... Da, o să-ți dau chiar... Stai așa, TP, Ase, same, așa. Îți dau TP fix la început, Ase. Bun. Deci, din nou zic, și pe aici poți să ajungi undeva, chiar dacă am pus astea. Păi, sunt conștient că doar nu le-ai fi pus. Dacă le-ai pus undeva... Hai că-ți mai scot unul ca să nu te mai chinui atâta. Bă, altul, mă, hai, mă! Deci, ce a fost asta, bă? Wow, no! Reușești să te torci, oare? No! Da, n-ai nicio șansă. Efectiv, n-ai nicio șansă. Folosești acum, eu zic să nu-ți folosești toate merele. Cel puțin, nu atât de repede. Nu, bă, nu. Săracoase, n-a ce să faci. Wow, bine. Poate reușește să scape. Nu. Și? N-am nicio șansă, a murit, Ase. Deci ai murit de două ori până acum. Da, okay. Mai am o viață, okay. Să știi să-i... Mai o viață. Bine, așa că idee, tu ai câștigat challenge-ul, pentru că eu ți-am făcut, nu ți-am făcut ceva atât de hardcore. Ok, hai să vedem pe unde merge Ase. Bine. Mă rog, nu e chiar foarte bine. Ok. Bine. Oh, a aflat Ase care sabie, gata. Bă, n-a știu, bă, dacă să folosesc sau nu, dar... Bă, da, poți să folosești sabia, de ce nu? Oho, bine. Bine. A reușit Ase să-și dea seama. What? Numai că... Na, trebuie să faci ceva acum. Bine, mă, nu cred. Nu cred. O reușit Ase să ajungă la Nether. Hai, bă, deci nu mă așteptam. Bă, l-ai făcut atât de cum... Nu, hai, nu, că lavă acum. Deci nu mor în lavă, same. A, te-ai blocat acolo. Hai că... Stai să văd dacă poți să... Gata. Oh, thank you, mersi. Deci,
Deci, sincer, mă așteptam să vii aici. Mă gândeam că na, dacă o să mergi la două din astea și o să vezi că dacă dai de lever cazi în lavă. Na, aici era cam clar că o să stea ase la distanță să folosească leverul. Numai că... Mamă, ce-ai făcut? Ce am băbuit asta? Am pus leverul ăsta intenționat, vezi, că atunci când dai de el să se ducă și ușa asta de aici. Bă, ce-i drept? La tine a fost mai complicat să intri cu din astea, cu chestii, trestii. La mine faza a fost că eu ți-am ascuns, știi? A fost mai mult un puzzle la mine. Da, mai mult un puzzle. Bă, oricum, mi-a plăcut. Și îmi place dacă că ai pus beacon-uri pe aici, arată chiar mișto. Da, asta. Nu mă prea pricep la beacon-uri dacă mă l-am și întrebat pe fratele arată Sam. Ok, față de... Gen, cred că și dacă puneam la mine niște beacon-uri ar fi arătat mult mai ok toată casa așa. Dar n-am apucat să fac design la casa asta. Dacă te-a durat să faci tu asta, eu am terminat-o în vreo oră. Efectiv, cel mai mult am stat să fac aici în spate, pentru că, na, uite, au trebuit să pun de-astea pistoane, să pun redstone, să acopăr toată chestia asta, să nu se vadă. Și eu m-am gândit să fac, cum îi spune, cu pistoane, cu redstone, dar eu nu mă prea pricep să-i sincer să fiu cu tine. Nici eu nu mă pricep, stai niștit, adică mare lucru nu știu să fac, doar astea și cam atâta. Ok. Bun. Încheiem aici episodul de astăzi, oameni buni. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul ăsta, spuneți acolo în comentarii și poate o să ne chinuim să facem niște case chiar mai mișto, nu știu, să mai învățăm chestii cu reță, noi eventual, ca să putem să facem ceva capcane mai wow. Dar sperăm că v-a plăcut clipul acesta. Ne auzim data viitoare. Îl aveți pe astea în descriere. Și voi pe save. Bune. Zi. Și voi pe save-a meu. Hai să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod. Până data viitoare am fost Ase, el a fost Save. Vă pupăm și voi iubim. Follow pe Instagram, Ase Mădălină, Adrian Ionuț, pa, 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 pa.